episodul 2 sau continuarea, da? Am făcut așa pentru ca materialul de înainte să încapă. Știți, urmăritorii mei, că eu nu regizez, nu fac duble, decât nu știu dacă în timp ce filmez cade ceva sau nu știu, da? Sau de vreo jurătură de pe undeva. Ce fac? Vreau să vă arăt, tocmai pentru a, cu ocazia asta, pentru a lămuri pe cei care se miră foarte tare, nu înțeleg de ce, că eu fac singur totul, referitor la plante. Că am mai avut eu ajutor, că s-au umplut niște alveole, că evident mi-a confesat altcineva mesele astea, că trebuie să mă ocup de plante, este real. Dar eu mă ocup de tot. Tocmai de aceea, acum, în așteptarea, de fapt, până să plec din nou la școală, să plimbăm copiii în săptămâna verde, părinții, pe unde a decis învățătoarea lor, dacă și fiu eu în grupul ăla, că de-aia au ajuns copiii aceia la mine, eu pregătesc tot ce v-am spus înainte. Și voi posta ambele filmulețe. Cum vă spuneam, aici am semințe de salată, semințele lor semănate de ei, și eu tai alveola asta, frumos, vedeți? Astfel încât să rezulte păhărele separate. N-am să iau ghivecele, am vrut să fie din alveolă plecate, așa ele, să fie ok. Da? Și ce fac? Reconfigurez, de fapt, ce? O alveolă. O altă alveolă în care eu mi-am pus, uitați. Da? Toate pentru fiecare. Eu mă duc acum, le dau copiilor, fiecare va avea ca un Lego. Refac un Lego, de fapt. Foarte ok, foarte simplu. Sunt lucruri care ne stau la îndemână. Da? Uitați. Pur și simplu se reface Lego. Foarte ușor. Vreau ajunge la școală, doamna le va împărți împreună cu mine, nu știu, și fiecare pleacă acasă. Vedeți? Ușor, frumos, copiii vor rămâne cu imaginea asta. Că ei o să mănânce salata făcută de ei. Deci e minunat. Eu cred că le va rămâne cumva. În timp ce fac chestia asta, vreau să vă spun că ieri a fost o zi plină. Am stabilit prețul la 1,50 lei pentru rasad, dar la prima dona le-am lăsat la 2 de șela. Pe direcția ca anul acesta să reușesc să atrag cât mai mulți clienți spre produsele mele naturale. Da, am reușit să le fac natural, organic, mai bine spus. Da, nici, să nu zic nici ecologic, nici bio, nici organic. Din plante, cu toată hrănirea, tot din plante. Astfel încât oamenii în toamnă să poată să tragă linie, iar eu să câștig pe termen lung. De-aia am lăsat 1,50 lei. Deja am un feedback extraordinar, scurt, chiar la fața locului. Niște olteni care spuneau că ei au în două sate tot fel de solarii și acolo nu au găsit răsad sănătos ca al meu, ceea ce mă bucură, evident, și da, mă laud. Și au zis că unul dintre ei a zis, nu mai spune, crește prețul. O să vadă că mă urmăresc și ei. Și am zis, nu o să cresc. Am zis, 1,50 lei, 1,50 lei, merg până la capăt sezonul ăsta. Mai vedem la anul ce va mai fi. În rest, ce să vă zic, feedback-uri. Mi-arată, am început să primesc plantuțe, cum le-au plantat, cum le-au făcut, ceea ce vă și cer. A cerut și dimineața pe pagina mea de Facebook, răsadul și legume la producătorul Ștefănește Argeș. Și acum cer și prin canalele astea de social media, prin materiale, cei care ați luat de la mine. Dar nu aia mulțumiți, aia nemulțumiți mă jurați în particular, glumesc, puteți să o faceți. Ar fi mișto să-mi dați un feedback, știți? Să puneți pe pagina de Facebook fotografii, să amintiți. E un fel de a face reclamă, evident. Eu nu mă ascund, știți că eu nu mă ascund după... Spun pe față ce gândesc... Uneori poate spun și nu știu, dar de la voi că pot face și alte chestii. Despre asta vreau să vă zic în timp ce eu termin acțiunea asta de împărțire pentru copii a păhărelelor cu munca lor.
așa cum le-am spus de ieri, o să plănească fiecare. Chiar și cei doi care au lipsit din clasă, din motive, vă dați seama, și ar fi dorit să vină, să aibă și ei. O să plănească chiar și părinții însoțitori, ca să fie dublu implicare, știți? Le dau de muncă, adică. Eu cam așa procede și când dau răsaduri. Nu dau în păhărele, pungi prea puțin, poate că asta aveți, că îi tai mai greu sau vor mai puțin. Dar așa procedez, tai alveolele. Mi se pare aiurea. Mie mai greu puțin, mie, dar fac mușchi, digitație aici, la degetele astea mari, boante ale mele groase. Dar așa procedez. E o satisfacție imensă să vedeți cum oamenii pleacă zâmbind. Cred că e, de fapt, asta mă bucură mai mult, pe lângă 1,50 lei ăla pe lăsat, știți? Profit de faptul că permite și permit până în 7-8, nu știu că 10 rețele de socializare de muncă și rămân cu filmulețul ăsta cu riscul de a vă plictisi. În paralel, știți că îmi place să vorbesc. Am primit aseară un telefon de la un foarte bun prieten și urmăritor, evident, al meu. Un șef de-al meu, care mi-a spus o chestie foarte interesantă. M-a flatat, evident, și m-a măgulit. Pentru că mi-a relatat că a avut o discuție cu un domn cu multă experiență de viață, care tot așa a început să se preocupe de grădinărit. Și acest prieten al meu i-a spus, printre altă, știți, am un prieten și eu care, uitați, s-a apucat, face la nivel profi, îi place, nu știu ce. Surpriza a fost că de-aia m-a sunat foarte, așa, iritat, pozitiv. Și când i-a spus, de, păi, cum mă, cum zice? Păi, ferma lor Sache. E, surpriza e că acel domn a zis, îl știu, mă, e un puști foarte priceput care a apărut acum și își face treaba. Puști, mi-a zis, da? Cum mi-a zis puști? Că, n-ai, m-am cioc, alb, am... Ce nu, mă, el, având 60 de ani, așa te consideră un puști. Zic, oh, ok. Ca idee, că să vedeți că social media e bombă și dacă faci treabă ca lumea și în social media, lucrurile sunt ok. Vă recunosc că mie primii clienți, o să-i relatez mereu, Dani și Tea de la Curtea de Argeș, mi-au venit datorită acestui cont de TikTok, pe care eu n-am vrut să-l fac, știți bine, inițial. Acum a luat valul așa și vedeți, mai fac filmulețe, chiar încerc, scuze că nu fac mereu, sunt foarte prins. Ieri a fost o zi plină. Am intrat seara în casă pe la 8, am avut clienți. Mișto de tot, dar am picat, vă zic, într-un somn de la... Eu n-am mai dormit de mult așa. Bombă! Deci am căzut, pur și simplu. Gata. Mi-am făcut treaba, numai bine și în timp. Eu cam planific timpul. Am învățat eu mult planificarea timpului. Și acum am tava, da? Cu care eu voi duce aceste semințe copiilor și individual fiecare va primi sămânța acasă cu filmulețul de dinainte și își vor crește și vor mânca, sper din tot sufletul, să reușească toți să mănânce salata făcută de ei. Am și eu copii, știți bine, și consider că acest aspect le va dezvolta viziunea chiar inconștient sau subconștient la momentul ăsta despre deschidere, viață, natură. Vă salut! Și vă spun că eu continui, am planuri mari de tot, în sensul în care voi dezvolta și la anul chestia asta, mă gândesc la tot felul de... Să închirez un teren, să nu știu ce, îmi place tare rău de tot. Și voi face treabă tot la fel de serios, nu voi abdica de la calitate. Mă voi opri acolo unde pot să țin eu în frâu toate chestiile astea, încât să rămână calitatea locului de bază, adică chestia de bază, pentru că am sesizat dezamăgire maximă la oameni câte țepe au putut să ia. Și eu vreau să rămân pe memoria lor așa, ca un băiat care și-a făcut treaba și face lucruri de calitate local așa, să rămână aici ca producător local. Vă salut și fără doar și poate învățăm unii de la alții.